În Timișoara este prima dată, dar în celelalte centre universitare, precum București, Cluj, Târgu Mureș, deja se implementase de mulți ani această tradiție. Ne doream și noi de foarte mulți ani, au mai încercat și generațiile din trecute, doar că e mai greu până ne organizăm, întotdeauna e cel mai greu prima dată. Astăzi am fost 180 de studenți. Sperăm ca generațiile viitoare să ducă mai departe tradiția, că de fapt asta e cel mai esențial. Noi am dat startul, iar ei să ducă mai departe. Niște cântece, ne-am inspirat din melodii foarte cunoscute și le-am adaptat versurile cu momente din cei 6 ani, cumva să ne descriem experiența pe care noi am trăit-o în cei 6 ani de studenție și acum să marcăm finalul cum se cuvine și să ne reamintim de toți cei 6 ani și de ce am trăit de la început până la final. Suntem artiști, dar ne dorim să facem din medicină artă vindecătoare. Nu suntem cântăreți, dar sperăm ca vocile noastre să aducă vești bune și mângâiere pacienților noștri. Nu mai suntem nici în curtea școlii ca să ne permitem să ne jucăm, dar suntem în fața dumneavoastră, a celor care ne-au îndrumat 6 ani și ne jucăm ultima scenă a studenției în care vă prezentăm recunoștința și respectul nostru. Nici poeți nu suntem, dar studenția la UMFT ne-a inspirat să scriem versuri pe care, cântându-le, să le simțim și să le trăim mai apoi prin amintiri. Ia-mă de mână și spunem că visezi, cântăm în una din piesele noastre. Am visat 6 ani, ca să trăim acum clipa asta care e mai aproape de împlinirea visului de a fi doctor. Și cum am mărturisit în versuri, ne gândim cu frică și cu groază la necunoscutul care ne stă în față, dar știm că fiecare dintre dumneavoastră, cei de la catedră, care ne-ați predat câte un curs, fie după vreo gardă lungă și obositoare, ori după vreo seminar cu ani mai mici, fiecare în parte, ne va fi far în călătoria aceasta să înceapă. Și așa, amintindu-ne de sfaturile dumneavoastră, vom găsi soluția. N-am fost mereu studenți modeli, însă, cum am mai zis, deși am absentat, noi v-am iubit. Acum, la final, putem spune că da, cafeaua ne-a fost licoare magică și lipsa locurilor de parcare o adevărată piedică în fața prezenței la stagii și la cursuri. Însă asta nu a minimizat deloc respectul ce vi-l purtăm. De aceea, asemenea poetului, vă spunem și noi, căci acum, la ultima noastră urare, vrem să vă spunem vouă, dragii noștri, că vom pleca în lumea asta mare, să fiți mândri de studenții voștri. Dă tot zile înapoi și zilele cu soare, dă tot banii înapoi pe capele amare, dă-mi zile liniștite de sesiuni lipsite și fiecare oră în care la-ți prea mă gândeam, dă tot banii înapoi și stresul din sesiune, copilăria mea, fă medicina și mi-am împins turbina în anii greși și plin de multe zile fără somn. Ce mult v-am iubit, doamna Dana, secretară model sunteți. Nu ne prea certați urât, nu ne vorbeați și ne ajutați dacă puteați. Nu ne prea certați urât, nu ne vorbeați și ne ajutați dacă puteați. Yeah.
de doctor să-mi iau. Impresionant programul vostru. La început aveam emoții, chiar vorbeam cu unul din colegii mei și ziceam, domnule, dar cum o să cânte colegii tăi? Ce stați liniștit, o să cânte foarte bine. Acum mi-am dat seama că n-am achiziționat degeaba brandul Team Medfest, care aparține universității noastre. Din păcate a fost o procedură lungă, acum îmi dau seama ce am pierdut, că vreau să plecați, cine o să mai cânte acolo. Cu siguranță și în continuare, dacă veți fi medici rezidenți și veți rămâne în centrul nostru universitar, o să vă primim la Team Medfest și o să ne bucurăm. Chiar vrem să începem acest program, să-l dezvoltăm. Oricum, vă mulțumim pentru inițiativa voastră, a fost extraordinară. Sunt sigur că toți colegii cadre didactice care sunt de față prezenți, și îmi cer scuze că stau cu spatele, nu știu cum să stau fiind cerc, au rămas impresionați de gestul vostru. E un început foarte bun și am admirat coronițele voastre de flori, care sunt speranță până la urmă. Sunt laurii succesului și îi meritați, fiindcă în acest an veți absolvi universitatea noastră. Chiar dacă absolviți, să știți cum ați cântat, voi aici ați punctat multe lucruri foarte bine. Greu începe acum, credeți-mă. Deci ați știut voi ceva când ați zis cu rezidențiatul și o să terminat perioada asta onirică a studenției, așa va fi. E, acum veți intra în viața reală, dar pentru asta v-ați pregătit până la urmă, ca să intrați în viața reală. Nu vă va fi ușor, aici va trebui să fiți foarte, foarte serioși și foarte angajați. Sunt sigur că veți fi așa, fiindcă vă veți defini până la urmă profesia și vocația, adică ceea ce ați vrut să faceți, o veți face. Și să o faceți, vă doresc, în viață cu bine și să nu uitați un lucru, cu toată inteligența artificială, metavers și alte lucruri, relația om-om trebuie să rămână și nu va putea fi înlocuită cu nimic. Vă doresc mult succes! Iară-i toamnă, iară-i școală, iară să mă duc dimineața pe la stagii și după la sud. Rudă, Doamne, iar să-mi plouă și să mă grăbesc, tot de parcare nu găsesc. Merg la cardio tot să mă vadă cu stetoscop, au un suflu și cu suflu, dar toate acum nu vor face diferența, au ce să mă fac, cred că mai bine o să tac. Încearcă, da, da, cred că se aude tare. Încearcă, da, nu cred că e sărbătoare. Tu știi prea bine că dacă vei auzi ceva, va fi în imaginația ta. Încearcă, hai, da, pune-ți-o sufletare. Încearcă să vezi și saturația sare. Când și la pneumonia pus să ascultăm ceva, o nebunie ca era. Sunteți minunați astăzi și ați fost minunați și în timpul facultății. V-ați ales o meserie nobilă, medicina, care este o artă, o artă de a trata trupul, dar și sufletul. Și asta să nu uitați niciodată. Pentru că este cea mai nobilă meserie. Vă puteți ajuta pe voi, vă puteți ajuta familia, puteți să ajutați aproapele și totdeauna, indiferent de categoria socială, să priviți la fel pe toți oamenii și sunt sigur că așa veți face și eu vă doresc succes, mult succes în ceea ce veți face, pentru că așa cum spunea și domnul rector, greul de acum începe. Felicitări și la mai mare! Așa, fetii, șapte, ești mereu cu mine. Șapte din șapte, vreau să scap de tine și dau dreptate profei când spune nu mă dați doar în sesiune. Când am o zi grea, când am o zi dură, mă duc la cafea ca să beau o cură, nu pot rezista să văd cum mai pot încă o tură. Au, 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 au. M-am
inspirat din studenția noastră și într-o seară le-am scris. Și atât. N-am lucrat singură la ele, am avut o colegă și am scris vreo 10 piese. Toate cu versuri unice. Fiecare zi cu zi cum venea, că nu găseam locuri de parcare, că mergeam la cafele, că învățam, că ne frustram, că ne bucuram, examenele, sesiunile, ca o viață normală de student, doar că la medicină. UMP! 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 Foarte emoționant! Foarte emoționant. Cred că asta e singurul cuvânt prin care pot să descriu ziua asta. Extraordinar. Nu știu, suntem foarte emoționați. E prima dată când se face așa ceva la Timișoara și chiar e de suflet. S-a depus foarte mult efort, muncă din partea tuturor colegilor. Le mulțumesc lor în primul rând. A fost extraordinar. E un moment unic, e și primul și sper că va mai urma asemenea momente. Și am văzut că și reacția din partea medicilor și a colegilor a fost foarte frumoasă. Nu am așteptat că o să avem tot așa mare emoții, dar până la urmă, da, a fost foarte emoționant. Dar ne-am bucurat că au venit și profesorii și am putut să ne bucurăm împreună.